Vă salut și bine v-am găsit la un nou video. În acest video voi face o călătorie prin pădure după ciuperci, să vedem ce ciuperci vom găsi. Să începem. Prima dată mi-a atras atenția niște flori foarte frumoase. Ia uitați una. Uite una. Altă hribă frumoasă. Ia uite, una mare, să vedem dacă nu-i prea bătrână. Ah, e ok. Ia uitați ce frumusețe. Curățăm. Și cu ea îngăleată. Mai avem aici încă câteva exemplare de albiori. Ia uite aici mai aproape, mai văd ceva bureț usturoi. Uitați și din coace. Foarte bun și ăștia, cu un pic de brânză pe ei. Ia uite ce fain e asta. Ia uite ce fain e asta. Uite ce fain e și asta. Minunate. Să curățăm, să rămână pământul aici. Luăm numai exact. Așa. Ia uite unde este una faină. Ia să vedem. Frumos așa asta. Ia uitați. Asta pare a fi un clăpar. Ia uitați și o oiță. Și hai să vedem. Uite și o hiribă. Asta, sărăcuța, e cam uscățică. Ia, unde mă așteaptă o hiribă? Problema e că nu prea au plouat în ultima perioadă de timp și îs cam deschisă la culoare. Normal, aici în pădurea de Goron ele erau mai închise, dar acum, neavând foarte multă apă, bineînțeles că ele sunt mai deschise și sunt mai ușoare, nu sunt așa cărnose. Asta e cea mai mare, dar nu este în bătrâne. Așa vedem dacă nu-i cu viere. Da, nu. Nu,
Arată bine. Arată bine.